De ce vreau să știu? Dacă te-au chemat la All Stars și dacă te-au chemat, de ce ai zis tu pas? Am fost sunată într-adevăr pentru All Stars și pentru a nu mă duce am zis că vreau foarte mulți bani. Am zis în sensul în care să nu accepte, pentru că mi-am dat seama că nu știu dacă mai pot să duc încă un Survivor din cauza stării de sănătate. Pentru că eu când am venit de la Survivor am avut niște probleme cu bila, niște probleme hormonale și atunci corpul meu nu cred că poate să mai ducă încă luni de zile de nemâncat și, nu știu, niște condiții excepționale. Nu. Și mai ales în ultimul timp, cum am avut alte probleme și cu anxietatea și cu o simptomatologie de infecție urinară, care de fapt nu știa nimeni ce este și nu găsea nimeni leac. Da, deci nu, sănătatea nu îmi permitea niciun fel să mai merg la Survivor. Dar când te-ai uitat tu la televizor, nu te-a luat așa dorul ăla sau ceva? Cum ai simțit experiența din spatele ecranelor pe All Stars, unde chiar te-au sunat? Bun. Păi eu, în timp ce a fost sezonul All Stars, Survivor All Stars, eu am avut un Survivor acasă. Am trăit propriul meu Survivor acasă și crede-mă că nu mi-ar dea să mă uit nici la televizor, nici la nimic. Doar îmi doream să găsesc soluție pentru simptomatologia pe care o aveam de luni de zile și care m-a dus în pragul disperării și în pragul anxietății și atacurilor de panică și depresie și toate stările posibile. Nu... mintea mea era doar ca să fac ceva, să găsesc o soluție, deci nu mai mă gândeam eu de dominicană, de Survivor, de nimic, nu. Dar tu ești ok acum, asta vreau să spun, le spunem tuturor, da, că ești ok acum. Da, acum sunt ok, trebuie să recunosc că în acele momente credeam că așa o să fie toată viața mea. Asta, deci îmi scriam pe o foaie frică, cum am ajuns aici și o să fie pentru totdeauna. Astea erau gândurile mele în fiecare zi. Pentru că tot mergeam la tot felul de doctor, făceam tot felul de terapii și nu prea vedeam niciun fel de îmbunătățire. Dar ușor, ușor, tot mergând la o terapie, la acupunctură, m-am adus la un doctor, la alt doctor, coincidența a făcut ca în disperarea mea să mă duc într-o zi la Mănăstirea Chiajna. M-am dus acolo, am plâns, m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, nu mai știu ce să fac. Nu știu, dăm tot direcție, eu nu mai știu, eu mă las mâinile tale, tot ce îmi doresc e să am pace, nici fericire, nu dorea nimic, zic, vreau doar să simt un pic de pace. Și a doua zi mi s-au schimbat tratamentele de la doi doctori și mi-a revenit. Surprinzător, dar, mă, ceva, o coincidență... Și practic cu credință până la urmă. Probabil universul mi-a trimis în viață niște oameni care să mă ajute. Deci tot, da... Dumnezeu, Universul, cu ajutorul oamenilor, desigur, și medicamentelor, tratamentelor, cu ajutorul meu care nu m-am lăsat, cu ajutorul părinților care au stat cu mine, că m-am mutat la ei o perioadă, au stat cu mine, mama mai ales, îi mulțumesc, mami, te iubesc, au stat cu mine, m-am simțit foarte vinovată că mă gândeam că eu trebuie să am grijă de ei și nu ei de mine. A fost, parcă nu am fost în viața mea și așa simțeam și atunci, simțeam că mă uit așa undeva de sus la un film. Asta simțeam, zic că n-are cum să fie asta viața mea. Eu mă bucur mult că am reușit să vorbesc cu tine, da. O să te mai las, te mai plimb pe aici, dar asta am vrut să le arătăm tuturor că ești bine. Da, și dacă pot să le zic tuturor celor care trec prin perioade grele, să nu se lase, să nu se lase, să nu se lase, că să se agațe de orice fărâmă de speranță pe care o au și să încerce să facă orice până când găsesc o soluție.